floarea îndrăgostiților. Fata împăratului, când a fost mică, s-a speriat atât de tare încât a amuțit. De atunci ea era tot timpul tristă și singură, se bucura numai când trebuia să îngrijească florile din grădină. Într-una din seri, când se îndeletnicea ea cu florile, observă o floare pe care niciun om nu o mai văzuse până atunci. Din acel moment o îngriji cu mare dragoste. Stătea ore întregi în fața ei și părea că vorbește cu ea. Își mișca mâinile mirate de parcă îi înțelegea spusele. Într-una din zile, împăratul, care era convins că fata lui a fost vrăjită, smulse floarea din rădăcini și o aruncă la pământ. Floarea asta trebuie distrusă. Stai ore întregi în fața ei, spuse mânios împăratul. Tată, ce ai făcut? Strigă prințesa. În marea indignare i-a revenit vocea. Într-o clipită și floarea se transformă într-un prinț. Împăratul era uimit. Prințesa îi povesti tatălui ei următoarele. Prințul rugase o zână să-l transforme într-o floare pentru că dorea să se afle tot timpul în apropierea mea. Zâna mi-ascultă și îndeplini dorința, dar îmi spuse că în clipa când vei vorbi, mă voi preschimba în om. Dar dacă nu mă vei iubi la fel de mult ca și atunci când eram floare, voi rămâne o floare pe viață, spuse prințul. Îmi ești la fel de drag ca și atunci, tu ești alesul meu, spuse prințesa. Era ziua de 14 februarie. Probabil din această cauză de Sfântul Valentin se sărbătorește ziua îndrăgostiților, la fel cum au sărbătorit-o și acești doi îndrăgostiți care s-au și căsătorit și trăiesc încă și astăzi fericiți.